Continuăm cu alte știri. Starețul Mănăstirii Horești din raionul Ialoveni și doi prieteni garantează pentru eliberarea lui Anatolie Blonski, învinuit în dosarul frauda bancară și care s-a predat de bunăvoie autorităților. Aceștia sunt gata să depună în contul judecătoriei Buiucani sau a procuraturii câte 4.000 de lei pentru ca Blonski să fie eliberat de după gratii. Magistrații vor anunța mâine decizia. Domnule Blonski, de ce v-ați predat? Unde v-ați ascuns până acum? Sunt persoane care garantează pentru dumneavoastră. La ce decizie vă așteptați astăzi? Blonski a ajuns la judecătoria Buiucani sub escorta poliției. Încătușat, bărbatul învinuit în dosarul frauda bancară a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La ședință a venit și unul dintre cei trei bărbați care au garantat pentru el. Luați procesul verbal de la ședința judecății și acolo s-a aflat tot ce am spus eu. Dar dumneavoastră? Sunt un prieten de mai mult de 30 de ani, asta e tot. Eu personal, prin intermediul avocatului, am venit. Și ce sumă tu? Unul din procesul verbal. Și fostul deputat democrat Vladimir Andronache, la fel învinuit în dosarul frauda bancară, s-a prezentat în fața instanței. În luna august, Andronache a fost eliberat din arest la domiciliu și a fost pus sub garanție personală a 4 persoane, la fel un preot, 2 primari din raionul Cahul și o pensionară. De ce nu vreți să discutați cu noi? Nu-mi place de voi. Procurorul de cază susține că Blonski trebuie să rămână în arest preventiv, deoarece există pericolul ca acesta să se eschiveze din nou de la urmărirea penală. Eu am optat pentru respingerea cererii părții apărării, ca fiind neîntemeiată, ori am adus argumente plauzibile că domnul Blonski Anatolie anterior s-a eschivat din fața organelor de drept și urmează a fi menținut în continuare mandatul de arestare care a fost eliberat la 1 aprilie 2022. Anatolie Blonski nu a fost audiat și nici nu le-a explicat procurorilor anticorupție de ce s-a predat benevol în 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. El a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat democrat Vladimir Andronache. Blonski e acuzată de complicitate într-un dosar de spălare de bani și de transferul a 600.000 de euro în interesul unei organizații criminale. Banii au fost obținuți ilegal de la Banca de Economii în noiembrie 2014, iar Vladimir Andronache e unul dintre apropiații oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Acesta este principalul învinuit din dosarele frauda bancară și metalferos. Este acuzată de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebite de mari. Potrivit procurorilor, Andronache și complicii săi ar fi prejudiciat statul cu 26 de milioane de lei.